Bine ați venit, dragii mei tauri, la citirea voastră pentru următoarea săptămână, 25 aprilie, 1 mai. Dragii mei tauri, la mulți ani, în primul rând, dacă este ziua voastră în această săptămână, vă urez tot binele din lume, să aveți parte de o zi de naștere binecuvântată, specială. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Taur, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord, sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. De asemenea, dragii mei tauri, pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, mai amănunțită, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Să vedem, dragii mei, un mesaj din partea cărților Oracle pentru voi. Wow! Aveți o lună nouă în Taur, care vă spune să vă cunoașteți adevărata valoare. Foarte interesant, să știți că pe 30 aprilie chiar este o lună nouă în Taur, o eclipsă parțială de soare. Și atunci e un moment mai special, care vă poate aduce chiar o deschidere către un nou început. Și nu m-ar mira să vedem tauri care încep să facă foarte multe schimbări în viața lor, începând cu această săptămână, sau să fie așa un imbold, să fie ceva care vă conduce spre a face schimbări. Nu neapărat exact gata din 30 aprilie, sunteți alții, deci orice este posibil. Foarte interesant, deci taurii sunt pregătiți să experimenteze lucruri noi în această săptămână. Voi lua și câteva mesaje de aici. Acestea sunt. Și prima dată aveți mesajul cumpăr, deci taurii poate vor să facă niște cumpărături importante în această săptămână. Aveți inițiala N pentru voi. Întuneric. Probabil lucrurile vor fi ceva mai întunecate în această săptămână sau întunecate într-un anumit domeniu, în privința cărora e bine să faceți lumină. Avem culoarea negru, de fapt non-culoarea, e mai corect așa spus. Apoi aveți mesajul telefon, poate primiți un mesaj important, discutați cu cineva la telefon, o problemă importantă. Inițiala T pentru Taur, aveți zodia săgetător, deci voi țintiți undeva sus în această săptămână. Mesajul, o curiozitate plăcută pentru Taur, foarte interesant. Apoi, noutăți plăcute, dragii mei tauri, cu elementul aer. Simt că taurii vor avea o săptămână absolut specială, în care au ocazia să iasă din întuneric, au ocazia să iasă dintr-o situație mai puțin plăcută vouă. Puteți avea legătură, iarăși, cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar nu este neapărat nevoie. Apoi aveți inițiala M pentru voi, cu mesajul miraj, iluzie. Posibil că această schimbare să vi se pară ușor ireală, însă, dragi tauri, încercați să fiți puțin atenți și pe tot ce înseamnă iluzii. Da? Și ultimul mesaj pentru tauri este noroc. Deci taurii reușesc să aibă un noroc special și mai aveți inițiala U pentru voi. Foarte frumos, dragii mei tauri, continuăm citirea și haideți să vedem relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Nu uitați să lăsați un like dacă vă place această citire, un comentariu, să vă abonați canalului. Wow, și se pare că am început citirea. Aveți cavalerul de bâte, doi de cupe în mintea voastră, în inima voastră 10 de cupe,
La baza manifestărilor voastre aveți doiul de spade. În exterior aveți trei de spade. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, roata destinului și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, regina de monede. A sărit deja această carte din pachet și vă reprezintă pe voi, indiferent că sunteți femeie sau că sunteți bărbat, și energia generală îndrăgostiții. Foarte frumos, dragii mei tauri. Simt că este o săptămână specială pentru voi, în care relațiile cu ceilalți pot căpăta o altă direcție, pot căpăta o altă situație. Văd că ceva se încheie pentru taur, o situație care, așa cum v-am spus și la început, era mai întunecată, vă crea neplăceri sau nu aveați foarte multe informații, ca să spun așa, totul era neclar într-o relație, într-o situație, într-o problemă de la locul de muncă. Și acum apare o eliberare, apare un nou început. Un nou început care este de destin. Voi v-ați dorit foarte, foarte mult. Pentru unii tauri, poate să fie o săptămână în care aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană. Pentru taurii care sunt singuri și pentru cei care își doresc acest lucru, nu e pentru toată lumea. Pentru cei care vă aflați într-un cuplu, să știți că relația dintre voi așa urcă la un alt nivel, ca să spun. Și pentru unii tauri, poate să fie o săptămână în care reușiți să rezolvați ceva ce v-ați dorit voi foarte mult pentru acest an 2022. Bun, Cavalerul de Băte. Aici discutăm despre multă pasiune dintre voi și ceilalți în această săptămână. Unii poate chiar vă petreceți ziua de naștere, la mulți ani, dacă este așa. În alte cazuri, puteți face diferite activități împreună cu prietenii sau împreună cu persoanele apropiate vouă. Pe data de 26 aprilie o să avem un stelium în Pești, adică o aglomerare de multe planete, care pentru voi se petrece pe o casă a prietenilor din punct de vedere astrologic. Deci acolo taurii au ocazia să aibă parte de un noroc, de ceva cu totul și cu totul special, de un moment de relaxare alături de prieteni, vă întâlniți mai mulți oameni, vă celebrați ziua de naștere mai devreme, mai târziu, oricum ar fi, da, sau odată cu 1 mai, cine știe. Depinde de fiecare. Ideea este că este o săptămână specială pentru taur. În mintea voastră aveți doiul de cupe, care vine cu o întâlnire pe care vă doriți, un contract pe care vreți să-l semnați, o asociere, un parteneriat. Taurii chiar sunt foarte siguri pe o relație pe care o au sau, în general, sunteți dorniți să vă întâlniți, să comunicați, să socializați, dar e cu multă pasiune, e cu multă bucurie pentru voi. În inima voastră aveți 10-le de cupe. Un eveniment care se întâmplă în familia voastră ar putea avea un rol foarte, foarte important. Taurii e posibil să se concentreze mult mai mult pe familie, pe tot ce ține de casă, de asocierile voastre. În alte cazuri văd că vă simțiți aici foarte bine, foarte împliniți și cei mai mulți tauri veți avea o sensibilitate aparte în această săptămână. Posibil și în această lună, pentru că planetele mai stau acolo. Venusa voastră este în Pești, de acolo vă oferă multă sensibilitate, mult idealism pentru voi. La baza manifestărilor aveți doiul de săbii, doiul de spade. Nu prea vreți voi să comunicați mult în această săptămână. Parcă sunteți așa puțin puși pe gânduri în privința unei situații care ori vouă nu vă place, ori nu-i place cuiva și care ține de niște bani, de un loc de muncă, de o casă, de ceva ce costă mult. Taurii nu sunt foarte comunicativi. Posibil să vă întâlniți cu prieteni, așa cum am spus. În schimb, parcă mai mult stați, analizați. Sunteți foarte mult interiorizați, da, în această săptămână. În exterior aveți treiul de spade, care vine cu o mică dezamăgire pentru cineva. Sau discutăm de o persoană care își calcă pe inimă. Dragi tauri, iarăși aveți grijă puțin pe zona sănătății. Nu lăsați emoțiile acestea să vă cuprindă, că nu-i prea ok.
Tot am mai spus faptul că este o perioadă în care putem să materializăm foarte ușor gândurile noastre. Și de ce? Pentru că suntem foarte emoționali și atunci când gândim ceva, automat ne creează și o emoție și este mult mai profundă decât de obicei. Și atunci e normal să fie așa. Apoi aveți roata destinului, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Ori aveți o persoană care, nu știu, simte că destinul este alături de voi. Simte că această relație este destinată, dar în alte cazuri, posibil ca în zona persoanelor foarte apropiate vouă, persoană iubită, familie, prieteni, aici să înceapă lucrurile să se miște. Posibil să se facă o triere pe zona prietenilor pentru unii tauri, iar în alte cazuri posibil să se rezolve ceva legat de persoana iubită sau legat de un prieten, de o prietenă. Poate chiar familia voastră, ceva începe să se pună în mișcare, se începe un proiect, se începe curățenia, se începe ceva. Și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, regina de monede, care vine cu multă stabilitate. Cineva chiar consideră aici că sunteți persoana potrivită. Unii tauri pot afla niște vești bune sau pot rezolva niște probleme care țin de acte, de zona locului de muncă, de bani, iarăși în alte cazuri. Și mi se pare foarte interesant aici că ceilalți au o imagine foarte bună asupra voastră. Puteți să luați o decizie importantă care ține de banii voștri, iar dacă așteptați niște bani, aceștia pot intra în această săptămână, în această perioadă. Dragii mei tauri, în continuare vreau să clarific fiecare carte de aici, fiecare mesaj cu acest tarot, iar dacă doriți o citire mai amănunțită în care clarific tot ceea ce v-am prezentat aici, vă aștept cu drag în comunitatea acestui canal să vă alăturați și vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale. Și pentru fiecare săptămână aveți acces și pentru aprilie și pentru luna mai, aveți acces și pentru toate filmările din urmă, dacă vreți să le vizionați, sunt zeci, sute de filmări, cu mare drag vă aștept, n-am nimic împotrivă. Aveți acces și la filmările pentru această primăvară astronomică, deci din martie până în iunie, și aveți acces și la filmările pentru anul 2022. Așa că vă invit cu mare, mare drag în comunitatea acestui canal. Vă îmbrățișez, vă urez încă o dată la mulți ani și să aveți o săptămână absolut superbă!